Din ce auzi, pentru Sorin Oprescu fiecare nouă zi de viață era un fel de miracol, da. Doctorii ne spun că soarta i-a dat acestui om un cocktail de boli fatal pentru un întreg sat de munteni sănătoși tun. Asta ne spun medicii. Ci că Oprescu are nevoie pentru a trăi de niște condiții foarte, foarte complicate. Mânca totul cântărit la gram, dormea în lapte de bivoliță, făcea cumva și fraierea zi de zi acest destin vitreg. Orice abatere milimetrică de la acest regim îi făcea inima să explodeze, glicemia să atingă cotele de creștere economică ale Chinei, iar oasele să-i devină nisipoase. Asta ne spun medicii. Poate să moară în orice clipă. Sorin Oprescu este îngrijit de o echipă de 4 medici, 2 dintre aceștia fiind chiar medicii lui curanți care au fost chemați de acasă. Primarul suspendat va fi internat cel puțin 2 zile și va fi supus mai multor investigații după ce de mai multe zile se plânge de probleme la inimă. Există afecțiuni cardiovasculare, știți foarte bine, există stenturi aplicate domnului Oprescu pe artera subclaviculă stângă, este artera care oxigenează creierul. Domnia sa, uneori sunt situații în care nu are puls. Ce vorbești? Ceasornicăria era pistol cu apă pe lângă modul în care funcționa corpul domnului Oprescu. Repet, nu zic că nu e așa, Doamne ferește. Dar în toate interviurile în care îl vedeam, domnul Oprescu era cu țigara alături. Din ce auzim de la procurori, pierdea și nopțile. Plus că era atât de arogant cum nu cred că poate fi un om pentru care fiecare zi trăită e o minune. Și ce făcea dânsul cu acest miracol dumnezeiesc de a mai trăi încă o zi? Ce să facă? Îl folosea ca să fumeze, ca să o mai pună de o combinație, ca să mai agațe un parandărăt, ca să mai ciordească puțin. Na, zic și eu ce înțeleg de la procurori. Dar noroc cu domnul Ciorbea. Bravo, domnule Ciorbea, în sfârșit v-ați găsit utilitatea ca avocat al poporului. Știam eu că poporul nu suntem noi, ci de fapt poporul e tot voi. E care voi? Voi ăia care călăriți instituțiile statului și vă pupați în fund unii pe alții. Riscurile sunt foarte mari, sunt serioase și nu știu cine și-ar putea asuma un asemenea risc. Domnule Ciorbea, să nu ne înțelegeți greșit. E bine ce ați făcut sărind în ajutorul unui om în suferință. Dar vă întreb, e singurul pe care l-ați văzut în suferință? Schimbați ochelarii ăia rapid atunci, înțelegeți? Asta e problema, domnule Ciorbea, nu Oprescu. N-ați zis nimic de copiii ăia cu dizabilități care trăiesc ca niște animale prin orfelinate? N-ați zis nimic de bătrânii care mor ca niște câini fără niciun ajutor? Așa că ori schimbați ochelarii, ori dacă v-ați atașat de ei, schimbați capul, domnul Ciorbea. Părerea mea e că ar trebui să fi schimbat cu totul. Din funcție, zic, da.